Războinicii și faimoșii au trecut prin emoții în Consiliul de Eliminare de astă seară. Ediția de astăzi a emisiunii Survivor România a fost una dificilă atât pentru faimoși cât și pentru războinici, având în vedere că aceștia au trecut prin noi emoții în cadrul Consiliului de Eliminare, deoarece una dintre cele două echipe va mai pierde un concurent. Astfel, după o zi dificilă în care războinicii și faimoșii s-au confruntat cu întârjire într-un joc de comunicare cu miză uriașă, aceștia s-au regăsit față în față în cadrul Consiliului de Eliminare, unde se va decide cine va pleca acasă dintre concurenții nominalizați. Daniel Pavel a făcut un anunț important pentru concurenții în cadrul Consiliului de Eliminare. Acesta a menționat cine sunt concurenții favoriți ai publicului, cei mai votați, conform rezultatelor votului prin SMS, atât în echipa faimoșilor, cât și în cea a războinicilor. Astfel, cel mai votat concurent din echipa războinicilor a fost desemnată Roxana Ghiță, care a nominalizat-o pe Marilena spre eliminare în ciuda faptului că și-a exprimat regretul. Pe de altă parte, în echipa faimoșilor, cel mai votat concurent de către public a fost desemnat din nou Jador, care la rândul lui a nominalizat-o pe Georgiana Lupu, chiar dacă a subliniat faptul că nu și-ar fi dorit să facă acest lucru. După câteva momente de emoții și suspans în care concurenții au așteptat cu sufletul la gură verdictul serii, prezentatorul emisiunii a anunțat că Georgiana este concurenta care părăsește competiția Survivor România. Georgiana Lupu a ținut să le spună câteva cuvinte de rămas bun foștilor săi colegi din echipa faimoșilor, promițându-le că îi va susține și mărturisindu-le că își dorește ca cineva din echipa lor să câștige competiția.